Zis, da, ce se întâmplă în familia Miruna, Cosmin și doamna Adriana? Că au fost rând pe rând la cameră. Doamna Adriana i-a transmis un mesaj fiicei și a spus că situația nu stă așa cum o văd ei de acasă, că Miruna și Cosmin au foarte mulți susținători. Nu știu ce contribuție are asta la dragostea lor, dar spunea că situația nu stă așa, că ea vede că se iubesc, că Cosmin merită să fie fericit pentru că l-a descoperit aici un băiat extrem de matur. Pentru fericirea lui Cosmin, gen, ei ar cam trebui să se oprească pentru că și că ar trebui familia Mirunei să transmită un mesaj clar și concret despre ce gândesc. Ceva la modul ăsta, erau foarte supărați, oricum toți trei au fost rând pe rând la cameră, vă spuneam că apoi a urmat și Miruna cu lacrimile în barbă, așa, nu și l-a expus, dar spunea că vrea neapărat să știe ce părere are familia ei și că nu mai este loc de întors și de lucruri făcute doar așa ca să nu o supere pe ea, pentru că ea oricum simte extrem de multă tensiune și că vrea să știe alb pe negru despre ce este vorba. Dar ce m-a uimit pe mine la Miruna a fost faptul că ea spunea că oricum urmează să facă pasul în casă, indiferent de ce spun părinții, dar că vrea să știe părerea lor. Păi dacă oricum vrei să faci pasul, la ce te mai interesează părerea? Nu am înțeles-o pe asta. Oricum era foarte confuz așa în ce spunea. Spunea că vrea neapărat să știe părerea lor, să știe ce să facă, dar ea oricum face pasul. Nu prea am înțeles. E clar că a fost o scrisoare deranjantă și am înțeles că se va vorbi despre ea mâine în live. La fel vă spuneam că a urmat și Cosmin la cameră și el i-a transmis un mesaj surorii și spunea că este foarte confuz, că nu știe ce să-i spună foarte multe, dar el va face ce va simți atât el cât și Miruna și că atât familia lui cât și familia Mirunei să nu fie supărat sau deranjat sau mai știu eu ce, pentru că până la urmă nu s-au întâmplat lucruri atât de grave între ei și că nu ar trebui să fie atât de negativ privind relația lor. Sunt tare curioasă să vedem mâine scrisoarea în live, să fiți cu ochii pe emisiune. Și nu uitați să vă votați favoriții!